Irlanda, Irlanda de Nord și Țara Galilor au fost puternic afectate luni de trecerea uraganului Ophelia. Serviciul irlandez de meteorologie a emis codul roșu de vânt puternic de luni, 16 octombrie, de la ora 9 până marți, 17 octombrie, la ora 3, pentru regiunile Wexford, Mayo, Galway, Kerry, Clare, Limerick, Cork și Waterford. Restul țării se află sub cod portocaliu. Uraganul denumit Ophelia este al 10-lea astfel de fenomen format în Atlantic de la început anului. Un astfel de record nu a mai fost atins de 130 de ani. Condițiile meteorologice prognozate atenționează cu privire la creșterea în intensitatea uraganului și trecerea acestuia la stadiul unei furtuni post-tropicale. Vântul intens, care a depășit 150 de km pe oră pe coasta de vest a Irlandei, a provocat numeroase pagube. Sute de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar școlile au fost închise. 3 persoane, o femeie și 2 bărbați, și-au pierdut viața. Feriboturile au rămas în port, iar zeci de zboruri au fost anulate pe aeroportul Heathrow. Potrivit previziunilor, uraganul ar trebui să scadă în intensitate până va ajunge în Europa continentală. La sfârșitul săptămânii este de așteptat să lovească insulele Azore.